asta a avut și Dumnezeu, de exemplu. Să-i las pe oameni liberi, cu liber arbitru sau să totuși nu de-am tins să zic. Îi las chiar dacă mănâncă din mărul ăla. Valoarea libertății este peste orice altă valoare. Da, bine, să nu se înțeleagă chestia asta, nici chestia asta, că aș fi pentru coerciția sau interdicția. Ideea este că nu poți să știi, dacă s-ar susține. Nu mă interesează consecințele. Te interesează consecințele pe termen lung, pentru că dacă ai de ales între libertarianism mâine, fără să schimbi filozofia, direct, se abolește statul, nu mai există, fără să schimbi filozofia oamenilor, sau un libertarianism la care ajungem cu oamenii cu filozofia schimbată, ai alege libertarianismul ăla de mâine? Da. Rău, nu aștept zice că mâine, da? Uai, poate un bot. Chiar dacă... E că la abolirea ți-a reușit. Cădem în haos. Am fi utilitarist, dar... Interesant. Ei, asta e discuția și cu Putin, știi? Îl obligi sau nu îl obligi? Dacă te obligi să lupți, da, poate să scăpăm de Putin, știi? Dar răspunsul e libertarianii, nu îl obligi. Păi ne omoară Putin, să ne omoară. Deci nu călca pe mine, știi?